care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izmăvește de cel rău. Ca Ta este părăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mulțumitor fiind noi nevrednici, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le-ai făcut asupra noastră, lăudând-Te, binecuvântă, mulțumim, cântăm, slăvim marea Ta milostivire. Și cu dragoste ca niște ropi strigăm ție. De 24 de ani sărbătorim în libertate Ziua Națională și îmi doresc să regăsim bucuria de a fi români și să trăim acest sentiment zi de zi, nu doar la momente festive. Avem în spate istoria care ne obligă, iar în față viitorul care ne responsabilizează. Trebuie să amintim de patriotismul înaintașilor care au înfăptuit unirea și să privim cu încredere către viitor, să ne simțim mai aproape de valorile românești. Sunt multe forme de manifestare a patriotismului și a dragostei de neam, dar cred că una din cele mai demne forme de a ne simți mândri de istoria noastră și de numele de român este aceea de a fi mai buni cu cei de lângă noi, să respectăm și să păstrăm valorile și tradițiile lăsate, moștenire de strămoșii noștri. Închei prin a vă mulțumi tuturor care ați acceptat invitația de a sărbători alături de noi Ziua Națională și vă urez la mulți ani! La mulți ani România, la mulți ani Petrila. Mulțumesc! Dice filialele locale, reprezentanța ai administrației locale, dragi cetățeni, dragi elevi. Despre semnificația zilei de 1 decembrie s-a mai vorbit și în anii anteriori și acum s-a pomenit faptul că ea semnifică pentru poporul român reunirea într-un singur stat a tuturor celor vorbitori de aceeași limbă și având aceeași credință și având aceleași idealuri, trăitori pe aceste teritorii. Pentru alte popoare, zilele naționale semnifică cu totul alte evenimente, cuceriri, eu știu, alte evenimente din istoria lor. Pentru noi, aceasta este adevărata semnificație. Momentul 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, când Marea Adunare Națională, prin proclamația citită de Vasile Goldici, a consimțit unirea Transilvaniei cu patria mamă, a fost precedată de două alte evenimente, când alte două provincii istorice ale României actuale au exprimat dorința lor
unanimă de a se uni într-un singur stat. Mai precis, la 27 martie, același an, 1918, Sfatul Țării la Chișinău a votat în majoritate unirea necondiționată cu România. Ulterior, la 15 noiembrie 1918, Congresul de la Chișinău a consimțit aderența, sau mai precis, faptul că Bucovina face parte din Moldova. Ca atare, s-a proclamat și unirea acestei provincii la patria mamă. În fine, corolarul acestor acțiuni, petrecute într-un timp foarte scurt și în condiții istorice, dintr-un punct de vedere vitrege, din alt punct de vedere benefice pentru poporul nostru, s-a încununat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, după cum am specificat la început. În afara faptului că aniversăm această unire a tuturor românilor într-un singur stat, care a dat posibilitatea și dă în continuare posibilitatea dezvoltării noastre ca nație, putem aminti aici că în această zi noi aducem un pios omagiu și ne plecăm în fața memoriei celor care au contribuit la aceste evenimente. Și aici, fără a face o incursiune prea adâncă în istorie, să începem de la Mihai Viteazu, care pentru scurtă vreme a reușit această unire. Oh,
aș spune poate puțin prielnică unor astfel de sărbători, spiritul românesc trebuie să se facă simțit chiar și pe o astfel de vreme. Pentru că nimic nu se poate întâmpla fără voia Domnului, am să invit în fața dumneavoastră pe Părintele Gabriel Wolf pentru a spune o rugăciune. Vă rog, Părinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum rugăciune de mulțumire înaintea bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând, Doamne, înaintea Ta, îți mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile poporului român și cu milostivire ne-ai învrednicit a ni se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește, ne-a sporit în dreapta credință, dragostea cea către Tine, cea către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne, Doamne, de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște și ne vrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, preasfântului bunului de viață, făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune! Binecuvintează, Părinte! Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstite de viață, făcătoarei cruci, ale Sfinților Măriților, întru tălăudaților apostoli, cu ale Sfintei Mari Mucenițe Varvara, ocrotitoarea municipiului Petroșan și a tuturor minerilor, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, domnule primar, dragi români, mulțumim bunului Dumnezeu pentru zilele pe care ni le-a rânduit fiecăruia dintre noi să le trăim și să nădăjduim fiecare într-o solidaritate românească, pentru că este specifică și pentru care fiecare om ar trebui să fie recunoscător lui Dumnezeu și să poată duce mai departe aceste tradiții, aceste bucurii, aceste întâlniri pe care le-am dobândit și noi de la părinții părinților noștri și suntem datori să ne arătăm recunoștință față de toți cei ce s-au zbătut ca unitatea poporului român să nu fie zdruncinată de vitregiile și de lucrurile și necazurile și greutățile prin care a trecut poporul nostru. Este un popor creștin, un popor care are binecuvântarea lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea din care facem parte, cu toții suntem români, cu toții trebuie să ne bucurăm de această clipă și să fim uniți și solidari și lăsând loc în inima noastră atât lui Dumnezeu cât și semenilor noștri și tuturor celor care nădăjduim noi că vor trăi într-o unitate românească. Mulțumesc domnului primar, vă mulțumesc dumneavoastră consilierilor locali pentru că de fiecare dată suntem și noi invitați să fim împreună și părtași la această bucurie și nu numai pentru că începem să înțelegem că toate eforturile care se fac în municipiul nostru se fac pentru o viață mai bună și pentru a fi mândri că ne-am născut în aceste locuri și pentru a fi mândri că suntem români. Dumnezeu să binecuvânteze țara noastră, poporul nostru, cu liniște, cu pace și
fiecare dintre noi să ne aducem aportul pentru ca ziua de mâine să fie mai bună, atât din punct de vedere religios, cât mai ales din punct de vedere moral și românesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze și la mulți ani! Mulțumesc, părinte, pentru cuvintele frumoase. Am să-l invit acum la microfon pe primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacovici. Vă rog! Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Eu n-am venit singur, am venit cu acești minunați copii pe care îi invit să vină mai aproape de mine. Haideți! Haideți, haideți! Să vă vadă toată lumea! Haideți! 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 Ei sunt campionii noștri. La mulți ani România, la mulți ani Petroșani, la mulți ani români. 1 decembrie, ziua națională a României, este cea mai importantă zi a noastră, a românilor de pretutindeni. Și chiar dacă încă toată națiunea română nu este unită, avem încredere în Dumnezeu și în viitor că și frații noștri de peste Prut, nu peste mult timp, vor fi din nou împreună cu noi. Și pentru acest lucru, fiecare dintre noi trebuie să militeze și să nu uite niciodată sacrificiul pe care l-au făcut înaintașii noștri pentru ca noi astăzi să putem să fim o țară liberă, să putem să fim o țară europeană în care copiii noștri să aibă un viitor asigurat, iar înaintașii noștri să fie cinstiți și respectați pentru ceea ce au făcut pentru noi. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru ca România să existe în continuare și pentru ca noi, românii, să trăim împreună și să trăim cu capul sus și să fim mândri de această țară, de înaintașii noștri, de istoria noastră și să avem încredere în viitor. Într-un viitor în care fiecare dintre noi, dacă își face treaba acolo unde este pus, cu siguranță o vom duce mai bine. Să fii român înseamnă să fii demn, înseamnă să-ți respecti părinții și bunicii, înseamnă să ai grijă de acești minunați copii și înseamnă să-ți afirmi de fiecare dată când ai ocazia această identitate a noastră la națiunea română. Încă o dată eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți împreună cu noi în parc de 1 decembrie, chiar dacă este puțin cam frig, dar cu siguranță în sufletele noastre fiecare simte o mare căldură și o mare bucurie. Bucuriile sunt cu atât mai plăcute cu cât le trăim împreună și le împărtășim cu cei dragi nouă, cu cei dragi nouă care ne sunt astăzi alături sau care nu sunt alături de noi și sunt plecați peste mări și țări pentru a-și asigura un viitor pentru ei și pentru familiile lor. Încă o dată la mulți ani, multă sănătate, să dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea și să reușim fiecare dintre noi să ni se îndeplinească acele vise frumoase pe care le avem fiecare dintre noi și cred că acest lucru merită în primul rând pentru ei, pentru că ei sunt viitorul nostru, ei sunt, dacă vreți, cea mai mare bogăție pe care o avem pe acest pământ. A fi un bun român înseamnă a fi un bun creștin, să avem încredere în destinul nostru, să avem încredere în Dumnezeu, că lucrurile se vor schimba în bine și în Valea Jiului, și în Petroșani, și în toată România. La mulți ani tuturor! Mulțumesc, domnule primar! Înțeleg că în minutele următoare ajutoarele domnului primar au pregătit un moment artistic. O să-i rog să pună în scenă ce au pregătit, după care vom face și premierea mult așteptată. Vă rog, domnișoara Frunză Bianca. Imling Antonia. Da. Prodan Andreea. O să vă rog să le aplaudați. Bravo, Marin fetele! Cristiana. Chiki Diana Romina. Frunză Denisa.
Postelnicu Andra, Filip N. Adelina, Mălinaș Delia, Răduț Gabriela, Vasilescu Adriana, bravo! Crișan Alexandra, bravo! Burjan Alexandra, bravo! Cojocaru Maia, bravo! Ungureanu Raisa, bravo! Și Poroșnicu Vanessa. Bravo! O să vă rog să-l aplaudăm mai tare de atât, pentru că sunt campioanele noastre. Și cu siguranță performanța acestor tinere n-ar fi fost posibilă dacă n-ar fi beneficiat de ajutorul profesoarei care i-a pregătit, și este vorba de doamna profesoară Adriana Popa, pe care o invit să fie premiată de primarul municipiului Petroșani. Bravo, fetele! Bună ziua! Ne bucurăm foarte mult că suntem astăzi alături aici, lângă domnul primar. Activitatea noastră din 2000 până în prezent, am încercat să stăm în sală, am încercat să muncim pe categorii de vârstă, de la 5 ani până la 18 ani, iar astăzi ni s-a îndeplinit visul. Suntem aici și suntem alături de domnul primar și Consiliul Local, care ne-a premiat și mulțumim mult și sperăm să nu fie prima. Sperăm să mergem și să ducem și mai departe orașul nostru, Petroșaniu, Clubul Copiilor Petroșani, să ajungă și anul acesta în baloton, de exemplu, la campionatele europene. Vă mulțumim mult! Bravo! Mulțumim! Bravo! Mulțumesc, doamnei profesoare. Cred că este sentimentul cel mai frumos de a participa și de a te bucura alături de concetățenii tăi la Ziua Națională a României. Urez la mulți ani tuturor românilor de Ziua Națională a României. Le dăm fasole cu cârnați, castraveți murați, ceai, pâine. Aveți și fasole de copt? Da. Pregătite după rețetă tradițională? Da, cantina Fetilea și cantina Lon. Pentru câte persoane? 2000 de porții. Ține, cum mi se pare această mâncare? Foarte bună. Tradițională? Tradițională, da. Încă n-am gustat, dar îmi dau seama numai cât o văd, că e bună. În decembrie, de Ziua Națională, merge? Merge, da. La mulți ani, România! Ce să zic altceva?
să sperăm să fim mai bine de aici în continuare, nu? Și multă sănătate la toată România, din românii din străinătate și din România și din unde sunt toate meleagurile lumii. Vă văd cu lacrimi în ochi. Da, oricum, nu. Am făcut armata la vânători din munte, știți, și pentru noi era foarte greu. Și de aia vă spun, nu de altceva. Pentru mine sărbătoarea asta e foarte importantă. Și când au fost și cum au fost, dar acum e mai importantă. Foarte bun, da. Mai ales că e și unul de ce. Foarte bun, da. Ce le transmiteți oamenilor din 1 decembrie? Care sunt gândurile dumneavoastră? Fericire, sănătate și președintele să facă bine pentru țara asta. Sunteți trist și pentru dumneavoastră vă văd cu lacrimi în ochi. Cum? Sunteți trist, aveți lacrimi în ochi. Da, trist, nu sunt trist. Ești mai în vârstă și e o zi mai specială. Și atunci... Da. Spuneți-ne ce simțiți astăzi, din 1 decembrie. Ce să simțiți? Bine, frumos, 1 decembrie. Dar mai așteptăm să fie mai și mai bine. Noi cu pensiile noastre suntem în pop. E sărbătoarea românilor astăzi. Eu știu că e sărbătoare, că de la biserică ne spune. Dar... Ce le transmiteți românilor cu această ocazie? Le transmit multă sănătate, să se bucure de ceea ce are, să se bucure de copii și de viața a lor, până ce ei binișor. Oh!
La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! La mulți ani, dragi aninoseni! Așa cum am promis la început de mandat, pe data de 1 decembrie, ne întâlnim să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, care, după părerea mea, este cea mai importantă sărbătoare a românilor. Eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și ați venit să sărbătorim împreună acest minunat eveniment. Vreau să vă anunț că avem o dublă bucurie, pentru că oficial Aninoasa a ieșit din insolvență. Deci la ora actuală am plătit toate datoriile, Aninoasa intră în anul 2015 fără nicio datorie. Deci este un sprijin din partea dumneavoastră, în special pentru că m-ați sprijinit, m-ați ajutat. Mulțumim și Guvernului României pentru că a avut un sprijin considerabil pentru ieșirea noastră din insolvență. Am prins deja primul proiect de modernizare străzi, care îl vom demara începând cu anul acesta și începând din anul 2015 vom proceda la reconstrucția Aninoasei. Să ne bucurăm de tot ce e frumos, așa cum merită un oraș civilizat. Bravo! Eu aș mai vrea să mulțumesc și unor persoane cu suflet mare care au făcut câte o donație pentru ca noi să putem să facem această manifestare astăzi. Mulțumim domnului familiei Valis Lotea, familiei Dan Toma, Bârdea Dan, Bălăiez Dumitru, Dunca Alina, Albescu Adrian, Pop Niculina, Claudiu Frumoca. Nu în ultimul rând mulțumim pentru prezență și domnului Cătălin Docea, domnului director de la Capital TV, împreună cu domnul Cornel Pintea. Le mulțumim pentru prezență. Mulțumesc de asemenea domnului secretar Gheorghe Simion, care s-a ocupat în mare parte de această organizare, tuturor colegilor mele care m-au sprijinit și au ajutat la pregătirea acestor bucate, doamna Iona Nedesca, care a făcut un gulaș bun și niște gogoși bune, și nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, dragilor cetățeni, pentru că fără prezența dumneavoastră nu puteam să organizăm nimic. Așa că eu vă mulțumesc, vă spun încă o dată la mulți ani și distracție plăcută. Dă-i la mulți ani! Îi dau cuvântul domnului viceprimar. Bună ziua! Și eu vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care ne-au ajutat să putem organiza acest eveniment, în primul rând, fie care vor să fie amintiți aici, fie cei care n-au vrut să fie amintiți, pentru că sunt și astfel de persoane, de asemenea colegilor, de asemenea aș vrea să reamintesc importanța acestei zile, care trebuie să ne amintească tuturor, că avem în spate o istorie de 2000 de ani, de peste 2000 de ani, care trebuie să ne facă să fim mândri. Ce să vă spun altceva? Vă mulțumesc pentru participare tuturor și pentru înțelegere că de-a lungul celor 2 ani și jumătate aproape ați avut răbdare cu noi, pentru că, sincer, poate nici noi n-am crezut că reușim să rezolvăm problemele orașului așa de repede. Vă mulțumesc! Bine, vă mulțumim! Sunteți invitați la o horă și după aceea la masă. Așadar, la mulți ani, România! Hai că și fluierăm! Hai să vinem gora mare, aici mai golea, mai aproape de hotare, ca să trecem granița, mai aproape de hotare, până-n Basarabia. Noi suntem mai români,
pentru bimburele de sânge. Nu ne vom spăimânta, frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Așa este tot La mulți ani, domnule primar, de Ziua Națională. La mulți ani. V-am găsit aici în mijlocul unei sărbători, păstrat o tradiție pe care ați început-o și vreau să ne spuneți cum v-ați pregătit pentru anul acesta, un an bun pentru anii noastră, an bun pentru că a venit cu vești bune. Da, deci cam fiecare an, cum le-am promis aninosenilor, că o să organizez Ziua Națională a României, o să sărbătorim cum fac și alte localități care se respectă. Populația orașului Aninoasa n-a avut niciodată zilele orașului, zilele nu știu care, deci au fost văduviți de aceste manifestări. Eu le-am promis că o să ținem Ziua Națională a României prin astfel de manifestări, cu fasole, cu cârnați, cu un vin fiert și să simtă și ei că sunt români și că trăiesc într-un oraș civilizat. Eu ce să zic, a fost un an destul de bun pentru mine, peste așteptări am scăpat de toate datoriile. Sincer să fiu, nu credeam că rezolv anul ăsta ieșirea din insolvență, mă gândeam undeva pe la jumatea anului viitor, în 2015, dar cu ajutorul Dumnezeu și a Guvernului și a cetățenilor orașului Aninoasa, care au înțeles și au venit și și-au plătit taxele și impozitele, am reușit încet, încet să ieșim din această stare, să avem datorii zero la ora actuală și de azi înainte să începem reconstrucția orașului. Ce ar trebui să se întâmple în anul viitor? Care sunt planurile dumneavoastră? Probabil multe, dar... Eu am planuri foarte multe, acum vrem să facem, să construim bugetul pe anul viitor, să vedem care, pe ce capitol putem să alocăm bani suficienți, astfel încât să fac tot ce mi-am propus eu. Deci prioritar pentru mine este drumul de acces de la Iscroni până la primărie, covor asfaltic, toate străduțele din Aninoasa vreau să fie până la sfârșitul mandatului să fie asfaltate, întrucât în orașul Aninoasa nu este nicio stradă asfaltată. Toate străzile din orașul Aninoasa sunt de pământ, ceea ce nu se poate în secolul ăsta să avem străzi de pământ. Am prins deja un proiect pentru două străzi care sunt cele mai lungi străzi, Cătăneștiu și Libertății, de aici de la primărie și până în capătul Văii. Avem banii, parte din ei anul ăsta 6 miliarde jumate, suntem prinși în proiectul în Planul Național de Dezvoltare Locală, cu 15 miliarde pentru aceste două drumuri. Vreau să mai aloc bani pentru niște documentații DALI, care să-mi stea la baza obținerea altor finanțări pentru restul străduțelor. Astfel ca până la sfârșitul mandatului să văd străduțele și drumul principal asfaltat. În felul ăsta, probabil că veți avea din nou susținerea cetățenilor pentru a continua ceea ce ați început. Da, în mod indiscutabil, cetățenii orașului Aninoasa sunt alături de mine, vin în fiecare zi și îmi spun că mă sprijină și că sunt mândri că ce-am promis am și realizat, pentru că am ieșit din insolvență, pentru că ne-am apucat deja, nici n-am ieșit bine din insolvență și ne-am apucat de lucru. Sunt problemele birocratice, punerea pe seapa proiectelor, termenele, contestațiile, deci procedura mai greoaie, dar nu ne împotmolim în aceste detalii. Dăm tare în continuare. Cetățenii, am văzut la toate alegerile care le-am avut până acum, de când sunt primar, au fost alături de mine, am scos scoruri destul de mari și pe această cale chiar le mulțumesc și vreau să mă sprijine în continuare, că fără sprijinul cetățenilor, un primar nu poate să facă nimic. Mulțumesc și încă o dată la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani tuturor aninosenilor.
La mulți ani, domnule primar! La mulți ani și dumneavoastră! Care sunt tot un echipaj militarizat, aș spune, și ei participă la toate evenimentele noastre. În cazia acestei zile importante, Ziua Națională a României, facem defilarea pe Bulevardul Mihai Viteazu, ne vom opri în Parcul Teodora Lucaciu, la Erou Necunoscut, unde vom avea un mic speech, după care se vor spune câteva poezii de către elevii de la școlile de pe raza Lucaciu și liceu, cât și de punere de coroane. Consider că este foarte important să antrenăm cât mai mult, pentru că patriotismul trebuie să persiste între tineri și trebuie să înțeleagă că noi nu puteam fi astăzi liberi dacă nu cineva își sacrifica viața pentru libertatea noastră. Din acest punct de vedere, toată lumea a răspuns cu voie bună. Acum nu sunt ordine să vină bine lumea din plăcere. Și acest lucru este foarte important pentru noi. Cea mai frumoasă zi este de când am început la Vulcan parada militară aici de Ziua Națională, unde sunt alături de toți cetățenii și cetățenii sigur alături de noi. Iată pe marginea drumului cum asistă să vadă ceea ce trebuie să se întâmple peste tot în toate orașele sau municipiile țării. Locală pentru luna decembrie, manifestările care vor fi organizate. Desigur, luna decembrie începe cu 1 decembrie, Ziua Națională, este Morș Miclaș pe data de 6 decembrie, se va deschide Orășelul Copiilor, sărbătorile de iarnă, toate acestea fac un ansamblu de festivități ce se desfășoară la nivelul municipiului Vulcan. Și cred că este foarte bine Consiliul Local și Primăria acordă o atenție deosebită la aceste activități, fiind antrenați foarte mult bine. Mulțumesc și la mulți ani! Mulțumesc și dumneavoastră și încă o dată tuturor la mulți ani!